Cu un an în urmă am construit Brain Institute drept organizație non-profit, organizație medicală non-profit, care rezolvă neajunsurile societății, rezolvă neajunsurile comunității, ale pacienților care nu sunt bine îngrijiți. Acest model are nevoie de sprijinul comunității. Toate resursele noastre și toate resursele pe care le primim de la cei care ne ajută le alocăm înspre oameni. Lărgim accesul social, îl optimizăm în așa fel încât anul viitor 25% din pacienții noștri să fie tratați gratuit. Aceasta este prioritatea noastră. Este ceea ce facem pentru dezvoltarea institutului și toate resursele le alocăm în această direcție.